Iată-ne la un nou review pentru o mașină nouă, ceva în premieră, ceva cum nu s-a mai văzut în România și în lume. Deci nu glumesc și nici nu exagerez. De ce vă spun asta? Pentru că astăzi, în acest episod, veți vedea o mașină care se numește Opel Mokka, care împarte două tipuri de motorizări. Full electric, ce avem aici, Opel Mokka E, și Opel Mokka normală, cum o știm noi, cu motor termic pe benzină. Dar astăzi vom vorbi mai mult despre Opel Mokka E, cel puțin noi aici, în acest cadru, după care vom merge să vedem ce părere au avut urmăritorii de la Stax. Pentru că noi ne-am gândit și am zis, bă, cel mai bine ar fi ca oamenii de rând care conduc mașini normale sau mai puțin normale, modificate, să vină să-și dea ei singur cu părerea, să nu creadă că stau eu confortabil în scaun și nu mă jenează deloc la genunchi, cotiera și așa mai departe. Dar până când intrăm în review interactiv făcut de urmăritori, am să vă spun câteva lucruri despre acest nou Opel Mokka care a apărut acum un an, dar e nou la noi pe canal pentru că noi am avut un calendar foarte încărcat, cei de la Opel au încercat să ne contacte, dar na, e greu cu ăștia de la Stax. Glumesc. Bun, trecând peste această scurtă și cuprinzătoare introducere, aș vrea să vă povestesc despre performanțele mașinii, care sunt 0-109 secunde, motorul care dezvoltă undeva la 136 de cai, dar noi i-am simțit ca pe 150, același lucru și la motorul termic, range-ul de 340 de km, dar oamenii spun pe internet, că eu m-am documentat înainte să fac acest review, adică să nu credeți că vă dau informa, oamenii spun că fac undeva la 260 de km în viața reală, cu trafic, cu semafoare și cu plecat cu scârții de la semafor, că unii, mamă, îmi pare rău că mă prezint cu ochelarii, nici nu mi-am dat seama, m-am obișnuit cu ei, i-am pus și la spate ca atunci când mă așez la volan să-i sparg, adică nici nu mai, așa, bun, vorbim de partea frontală care are un design pe care eu îl îndrăgesc, mi se pare destul de agresiv, eu pe Opel îl văd tot timpul nervos, tot timpul a făcut mașini cu performanțe fantastice în anii 90. Îmi place designul, n-am ce să povestesc, îmi place și culoarea. Mergem către lateral, unde, iarăși, mie îmi place, mai ales că este în două culori, poți să-ți iei Mokka destul de personalizată. Vine dotată, cel puțin, această Mokka electrică cu jante pe 18, în două culori, cu diamond cut, cu negru, cu lac peste, ca să nu știi, să nu folosim autosol. Bun, mie îmi place mașina, avem această literă E care ne exemplifică faptul că avem de a face cu un Opel Mokka electric, pentru că v-am spus, există și combustie internă. Așa arată lateralul. Haideți să mergem la interior, să vedem cum ne simțim la volan, cum stăm în spate, portbagaj, capacitate de încărcare și așa mai departe, și după aia test drive-ul interactiv. Să vorbim și de minusuri, că după aia zice lumea că îi lăudăm pe oamenii de la Opel. Eu n-am înțeles acest prag foarte înalt care mă împiedică pe mine, leneș fiind, să-mi ridic piciorul foarte mult să fac accesul în mașină. Nu l-am înțeles, nu înțeleg aceste platforme SUV, crossover, crossover SUV, plus, minus, mai. Dar mi le explicați voi în comentarii, că mă învăț și eu lucruri de la voi, nu numai voi de la mine. Nu e carbon, doar imită, dar apreciem gestul. Iată-ne și în interior. După ce v-am povestit cu pragul, da, așa, am ajuns în interior unde stau foarte bine și am luat mașina la un drum în afara orașului, că în oraș știți și voi cum este, chiar dacă e vacanța oamenilor și a copiilor și a tuturor, tot infernal este Bucureștiul, așa că am ieșit în afara lui ca să ne acomodăm cu interiorul Mokkii, așa zic eu, Mokkii electrice, acestui Opel Mokka E, care este foarte primitor, destul de confortabil din punctul meu de vedere, că nu găsesc minusuri, chiar loc mult pentru genunchi, stau confortabil, materialele interior îmi plac, instrumentalul de bord este rarefiat și foarte clar pentru a înțelege viteza, consumul, cât din baterie mai avem disponibil, ce range avem. Vă spuneam, se poate regla volanul, avem climă. Ce am observat este că avem climă normală, nu bizonică.
Știți? Bizonică. Adică pe două zone. Nu putem să reglăm separat. Fiecare stă la temperatura aleasă de șofer, că șoferul e șeful când e mașina, vorba aia, cine conduce ăla, șeful ăla decide. Scaunele sunt foarte bune, chiar și cu un sprijin lateral. Uite că iau un viraj aici, mă înjură Marius, că trebuie să țină camera. Mașina pentru cei 136 de cai pe care îi dezvoltă se mișcă extraordinar. Am mai zis că motoarele astea de la Opel de 136 de cai se simt ca și cum ar avea 150. Îmi place interiorul, îmi place că este totul simplu în interior, chiar și meniul, până reușești să ajungi la el, e mai mult decât... Mamă, se construiește în țara asta de ceva de n-ați văzut, nici nu vine să cred. Mă simt, 10 ani suntem Elveția. Cu autostrăzi suspendate, cu drumuri, nu știu, accelerăm, avem modurile de condus, noi suntem pe modul normal, am ales să o conducem normal, am ales ca mașina să facă regenerare la frânare, adică să reușim să anticipăm traficul și să nu folosim pedala de frână, să avem one pedal braking. Aici am accelerat la ieșirea din viraj de la 58 de km la oră, fulminant, dar mașina se mișcă bine, se conduce bine pentru prețul ăsta, e o mașină full electric, asta înseamnă că zgomotul produs la înaintare este spre zero, ceea ce ne dă o stare așa de eleganță, de lux, de calmitate, de lejeritate, avantajul mașinilor electrice. Nu sunt fan, ca să știți, nu sunt fan, dar un hibrid tot am, cum ar veni în familie, că ce să facem, și mi-ar plăcea să testăm și locul din spate. Hai să vedem și în spate cum stăm. V-am zis că mă așez pe ochelari. Norocul face că n-au pățit nimic. Sunt ok. Da, spațiul în spate este... Și o să vedeți mai departe în review că am stat și doi oameni normali din spate aici. Spațiul este ok pentru mărimea mașinii. Avem două încărcări de USB, geamuri electrice, cotieră nu, că nu avem nevoie. Oricum, adică nu stai cu cotieră în mașină. Dar scaunele sunt foarte moi, deci putem să împingem cu genunchii șoferul dacă nu ne convine condusul. Eu nu am o poziție corectă la volan, că tot e acum moda pozițiilor corecte la volan. Am o poziție așa șezlong la volan, deci nu trebuie să vă neapărat să vă luați după faptul că eu stau aici cu genunchii în scobitura scaunului, pentru că eu m-am lăfăit la volan, am 1,87, iar avem aceeași discuție cu înălțimea, spațiu pentru cap există, stau destul de confortabil aici. Nu cred că mașina asta este destinată concediilor lungi pentru familie, dar pentru o gașcă de băieți și fete tinere care fac eforturi, merg chiar și 6 în mașină pentru a reduce costurile, eu zic că este mai mult decât decentă și Opel este mașina tineretului. Mergem și în portbagaj să vedem, știu, 130 de litri spațiu, știu. Așa, bun. Avem spațiu de depozitare de 130 de litri pentru două persoane tinere, fără prejudecăți și foarte mulți copii pe acasă, e mai mult decât suficient. Avem și cabluri de încărcare, de care vă pot spune că dacă locuiți ca oamenii normali la apartament și trebuie să încărcați, vine cu acest cablu normal de 220, pe care îl puteți folosi la o priză normală și puteți încărca mașina de la 0 la un range de 180 de km reali într-o singură noapte. Ceea ce mi se pare mai mult decât decent, nu mai montăm prize rapide pe acasă, pentru a avea o încărcare bună și pentru a merge în oraș, 180 de kilometri e mai mult decât suficient pentru un om normal care nu folosește, nu știu, mașina pentru a face curierat sau mai știu ce, taximetrie sau alte lucruri. Există oricând prizele rapide, mașina vine și cu încărcătorul rapid, la frumoasa sumă de doar 39.000, asta n-am spus, dar cu Rabla și așa mai departe ajungeți la 29.000, puteți deveni superbul posesor al unui Opel Mokka E. Haideți să nu vă mai țin eu foarte mult de vorbă, să vedem ce au zis băieții, cum s-au simțit, cum le-au condus pe cea pe benzină, cea electrică, ce părere au, cum am stat patru oameni în mașină, cum ne-am descurcat cu aerul condiționat, a fost într-o zi de vară. Hai să mergem la băieții.
Iată-ne, ajungi la Neo Motors, un dealer Opel de aici din Pipera, unde am venit să testăm, alături de oamenii care ne urmăresc, comunitatea Stax, să testăm noul Opel Mokka în varianta benzină și electrică. De ce? Pentru că eu consider că așa este mult mai interesant ca oamenii să vină să atingă ei cu mânuța lor, nu să le spun eu cât de bine stau eu în scaun. Hai să vedem câți au venit! Bun, suntem aici în showroom cu băieții, s-au și înscris la test drive. Vreau să le iau păreri la cald înainte să conducă mașina. Dar vreau să-mi spui sincer ce părere ai despre noul Opel Mokka. Păi arată ca toate mașinile 2020-2022 noi, se vede evoluția și vreau să fac comparație cu ce am mai condus până acum, că am condus o mașină cum ar veni echivalentă, un Suzuki Vitara, cam la mărime la fel, vreau să văd care e diferența între ele. Mașini electrice ai condus până acum? Nu. Și sunt curios cum care e diferența între aceasta pe benzină și cea electrică. Hai că vedem noi acum, ia să. Păi mi se pare o mașină interesantă, îmi place interiorul, care are foarte multe elemente de tablete și altfel de astea moderne. Și îmi place că este și varianta electrică. Eu am mai condus o altă mașină electrică și chiar mi-a făcut plăcere, adică e interesant. De comparat, îl compar cu mașina mea personală, un Corsa, având în vedere că e pe aceeași structură, doar că e puțin mai înălțat. Sunt curios cum stă pe drum. Un Opel Corsa de OPC. Aha, deci Opel până la moarte. Cum să nu? Cum să nu? Bun, ce așteptări aveți de la noul Mokka? Sincer, vreau să văd calitatea materialelor. Am venit puțin crocătaș și a zis să compar mașina cu o mașină pe care și-o cumpărat cu părinții mei de la un competitor. Da, spuneți-i numele, că nu-i problemă. Da, putem, nu? De la Skoda. Skoda. Cu Skoda Kamiq, principiu. Ok. Și până acum așa, până acum static, cum vi se pare? Vizual îmi place ceva mai mult. Și nici nu știu. Plastic, ce mai ai luat ochelari de la noi? Nu, cred că de-aia îmi place mai mult. Mă, dacă luai ochelari, înțelegeam să zici lucruri de bine, dar așa. Am înțeles, deci cârcotaș cu Skoda, dar Opel ție îți place mai mult. Are doar 1437 de kilometri această mașină. Dezvoltă undeva la 130 de cai dintr-un motor de 1.2 supraalimentat. Ia să vedem, acum e pe sport. Ia să accelerăm. Asta e tot? Asta e la maxim acum? Da, e la maxim. La maxim. Cum ți se pare că merge? Fâșneață. Se are 130 de cai. Da, îmi place că butonul de on-off rămâne aici, rămâne, pe poziție, da. Știi, nu se mai mișcă. E împrit aerul? Nu încă. Gata. Merge și... I-am dat turbo. Mamă, ce simți acum? Nu mă, trage de 130 de cai. Mie mi se pare, tu gândește că am noi suntem și 400 de mașini. Are cineva oare Opel Mokka electric în viața reală și ne dă și nouă un range real? Că asta mi se pare mie o informație mult mai importantă decât puterea sau cuplu. N-avem unde că e aglomerat. Ce conducem? Skoda Rapid. Skoda rapidă? Știu că nu-ți place cam mult. Doamne ferește, dar ce te să-mi placă mie? Păi nu, bine. Da, mie nu-mi place Skoda Rapid. Știu că ai zis pe un live, da? Ceva cu... Tot timpul, eu zic multe lucruri, mă, frate. Pentru banii pe care îi dai, da. CH, își face treaba. Ia să vedem. Suntem 4 persoane. Da, păi. Da? Pentru... Mișcă binișor. Acum, na, cum e poziția la volan, cum ți se pare? Foarte de Skoda. E un pic mai înaltă, okay. Dar pentru un SUV, că am condus și Suzuki Vitara al tatălui. Facem meu. Dreapta aici, te rog. E foarte ok. Da? Puțin înaltă, să vezi bine. Asta te ajută la vizibilitate, da. Cu cât stai mai sus, ca să zic așa, cu atât vezi mai înainte, ceea ce îți oferă un avantaj. Eu sunt curios de cea electrică. Ia să vedem. Ia. 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 Da, e între cilindri. Eu așa cred. Da. Nu, 3 cilindri, pentru că eu consider că dacă ar fi făcut 4, pistonul ar fi fost foarte mic. Sunt curios de fiabilitatea în viitor, fiindcă care atâția sensori.
să nu apară probleme pe partea electrică, că e inevitabil la atâtea sisteme. Vorba omului, știi cum e. Domnule, cât mai multe opțiuni, cu atât mai multe șanse să se strice ceva, domnule. Foarte important la mașini, când te urci prima dată, este cât de ușor îți dai seama de comenzi. Cât de simplă e, cât de intuitivă e, unde e schimbătorul, unde e butonul, unde e frâna de mână, unde, știi? Corect. Trebuie să te uiți și la lucrurile astea. Da, poți să accelerezi, să vezi cum se aude, cum se aude bine, se aude bine. Se mișcă destul de bine. Avem sem pe sport, să știi. Și în sport, da. Sem pe sport, ok. Câți cai are? 130. Okay. Din 1, 2, 3 pistoane supraalimentate. Pentru un 1-2 zic că se mișcă destul de bine. Să nu mai, nu știu, ar trebui să nu mai folosim expresia asta de capacitate cilindrică. Trebuie să ne referim la putere și ce mașină conduceți dumneavoastră? Un Renault Symbol 2008. Renault. 1.5, 90 de cai. DCI? DCI, clasic. Consumă puțin. Consumă foarte puțin. Înainte consuma și mai puțin. Așa? Dar în jur de 5, parcă 5. Da? Da, în oraș, adică și mă mai înfic de câteva ori în ea, dar nu consumă. Sunt destul de mulțumit. Paga întâia, tată. Ne asigurăm, dăm semnal, vorba aia și plecăm. Oprim avariile. Da, bravo, da. Așa. Și liber. Liber, frâna de mână este acționată electronic și se decuplează singură. Vezi că tu eu te examinez aici. Sunt ca foarte atent. Școală de șofer, da? Bineînțeles, dai examen. Perfect. Îmi place. Îți place. Okay. Că ai aici tot instrumentalul de bord cu infotainment-ul, da, cu toate nebunile. La vedere orientat spre tine, da, cum trebuie. Da. Asta am observat și eu când am urcat în mașină, că bordul este orientat către șofer și îmi place chestia asta. Da, adică nu la orice mașină din zilele noastre. Și dacă e să o compar cu alte branduri. Compar-o cu ce vrei tu. Pot să o compar cel mai repede. Eu lucrez într-o reprezentanță. Aha! Recepție service. Ok. Nu altceva. Da. Și e Ford. O compar cel mai repede cu Puma după mine. Ok. Și sunt aspecte de... îmi plac mai mult la... Vezi că te văd la Ford, ai grijă. Nu contează, mașina e mașină. Așa, adică bun. Sunt aspecte de îmi plac mai mult la Moca decât la Fum. Și direcția. Am și mâine cu febră și... Ai fost la sală? Am fost la sală, da. Ce n-ai mă fost la sală, pierzi vremea pe acolo. Și direcția simte că am făcut modificare aici între sport și eco. Modul și... de condus. Stai în patru aici, am că pe Monopol Moca, ia uite. Spațiul în spate e bine. Da? Ai stat bine, nu? Da, da, da. Așa au zis toți. Au fost uimiți de spațiul din spate. Am avut și ochelari. N-ați venit. Aia e, ce să vă fac? Ați rămas cu ochii goi. Stai bine la volan? Foarte bine. Scaunele sunt mult mai comode decât ale mele, evident. Ale tale sunt mai sport. Ce vrei? Cu siguranță că și ale tale au sprijin lateral mai bun decât asta, găsim da. Aici. Nu? Acest autobuz cred că a renunțat. Mai circula. Așa de sus? Schizi? Păi, nu? Am și padele. Ai și padele, da? Tu ce vrei? Tu ce vrei? Dar nu-mi place. Mi-a schimbat singur acum. Trebuia să... Păi n-ai accelerat la fund. N-am accelerat la fund. Dai seama, ea trebuie să ghicească ce vrei tu, știi? E greu. Da, eu greu. Odată ce dau de padele, ar trebui să mă lase doar pe padele. Da, nu, volanul îmi place mult. Da? Mi se pare că are cam multe butoane. Băi, să știi că toate mașinile noi acum au foarte multe butoane pe volan. Și adică nu... mă mai enervează ceva la mașini. Te rog. Dar majoritatea au așa, volum pe dreapta, frate. Trebuie pe stânga? Da. 100% trebuie 100% pe stânga. 100% pe stânga, ok. Cine e de părere asta să ne dea coment. 100% pe stânga, nu pe dreapta. Cu stânga stau mereu pe volan, cu dreapta mai stau pe cotieră. Pare destul de rigidă, sincer. Ești pe sport. Se întăresc amortizoarele? Nu știu, dar putem să încercăm. Să vedem dacă... Yeah. Uite, acum e eco, să zicem. Hai să ai normal. Să hai. Nu? Sunt la fel? Absolut la fel. Absolut la fel. Deci n-are nicio legătură, domnule. La. Da. Opa! 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 La electrică demarează mai repede. Demarează mai repede, zicea. Nu știi cum vin. Opa, opa. Asta în suspensie. Da, bine, și aici mai e una. Opa. Opa. Mal sport și eco. Suntem pe sport acum. Ia să vedem. Ia. Interesant, are cuplul ăla instant.
Păi da. Simți că pleacă imediat. Da. Ia. Pac, power. Lana. Parcă simțeam că asta pleacă un pic mai tare. Da. Dar benzina parcă... Suntem pe sport, toate așa că vă dau eu pe eco acum, gata. Nu mai sare nimeni în spate acolo. Dar benzina parcă accelera un pic mai tare, zic eu. Dar la asta plecarea este puternică. Păi, nu. Dar... Se moaie pe parcurs. După se moaie pe parcurs. Chiar sper să nu. Păi eu sunt ferm convins că nu. Așa? Prima dată vreau să testez. Te rog. Pe normal. Testează normal. Da, se simte. Aici îi place ei. De la 45 așa. Dar parcă are un... Stai că pe ea. Ia, asta nu merge. E cum, frate, pe acum sport. Să vedem, ia să vedem, ia. Ia. Dar da, ai zis mai devreme, între benzină și diesel. Diesel, evident. Între benzină și diesel ai luat diesel? Asta a fost o glumă. Ia. Hai că se duce. Hmm? Se duce. Se duce? Se duce. Ești mulțumit. Da. Gata, m-am vândut un moca de asta. Ca materiale, păi, ca acceptabil. Materiale, avem aceleași materiale, da, ca în cea pe benzină. Tu poți să le mai verifici. Mă așteptam să fie un pic mai bun decât benzina, adică un plus de lux. Dacă aș putea spune că fiind electrică... Ok. Ea vine cu piele, vezi? Cealaltă n-avea piele. Da. Ok. Cealaltă. Cred că asta e bonusul. Asta vine cu piele, aia nu, dar cred că și cea pe benzină poate să vină cu echiparea asta, nu cred că o e ceva bela pentru electric. Vreau să menționez. Te rog, prima mențiune. Deci prima mențiune, domnule. E mișto. Domnule, e țiplă. Mișto, domnule, e țiplă. Dar ideea e că în mers se simte mai bine decât cea pe benzină. Da. Dar, cum ziceai și tu mai devreme, nu ne ajută infrastructura. Ok. Infrastructura. Nu te ajută la ce mod? Aștepți prea mult la încărcat? Nu ai unde să o încarci, prea sunt aglomerate. Stații de încărcare, aglomerate, ok? Da, dar în rest este mai ok. Adică, cum zicea băiatul cu două Opel. Da. Mi-a ajutat două, da. Ai văzut? Când se dă jos cineva, fiind mai și înalt. Ce înălțime ai tu oare? 1,82. Pe acolo, să zicem. Mă cam lovesc în prag. În picioarele, prag, da. Are acolo o chestie. Face frână de motor? Face. Face, nu? Face. Mai agresiv? Că ai apăsat B1, da, nu? Da. Okay. Care vă place mai mult? Cum vă place? Eu sunt cu benzina. Zic că benzina îmi place mai mult. Îți place mai mult benzina? Stai că îi dau. Ia! Ești puteai speriat? Aici avem plafonul cu alb. Da. Corect? Și în cealaltă avem plafonul cu negru? Da. Păi ce facem aici, domnule? Tu dacă ar fi să alegi între cea pe benzină și asta, ai alege? Cea pe benzină. Cea pe benzină. Ok. Strict pentru mine și ce îmi trebuie mie la o mașină în momentul de față. Benzina e în spate, nu se poate ține după. Nu se poate. N-are nicio șansă. Ia să vedem. Ia să vedem. Ce zice, domnule? E bine. Se simte de 136 cai. Băi, fix 136, mă, incredibil. Nu, păi știam asta, că m-am informat și la electrică și sportivitate, că uite, aia benzină nu s-a condus așa sportiv, nu? Nu, niciun caz, nu. De ce oare? Te îmbie la sportivitatea asta electrică. Cuplul ăla instant e... Cuplul ăla instant. Da. Îți place? Da. Lucru bun. Da. În P. Dacă apeși pe P, s-a rezolvat. Numai că s-au gândit să pună un buton să fie mai simplă treaba, știi? Apeși pe P și e direct în P, nu mai treci tu prin D, N, R, P. Da, util, util, chiar util. Nu vreau să switch off. Cum a fost? Frumos. Am stat în trafic, așa am testat. Am zis, băi, nu testăm în mers, testăm în trafic, să stăm. Că noi de asta mergem să testăm, știi? Bun. Aglomerat și în partea aia? Peste tot, că suntem în București. Data viitoare facem la Vâlcea sau undeva, nu știu. Cum a fost, băieții mei? Ce alegem? Deci vreau să aud. Benzină sau electric? Pentru oraș electric, pentru în afară benzină. Omul și-a două, fii atent. Da. Să vină un vânzător. Am aici două vrea. Bun. Dumneavoastră? Benzină. Benzină? Benzină. For life. Mamă. Tot benzină, cum am mai zis. Și toți sunt fani Opel. Nu știu, zici că i-am plătit, ești nebun? Benzină, ok, bun. Deci două benzine, trei benzine și o electrică, că tu ții două. Da. Am înțeles, vă mulțumesc frumos, extraordinar, nemaipomenit, fantastic. Hai să vedem ce părere au băieții ăștia, ce ar cumpăra ei. Deci, spuneți-mi. Benzină.
pentru mine. Benzină pentru tine, că am discutat în mașină, da, că da, domnul, da, fiecare cu nevoile lui, cu interesele și așa mai, deci benzină. Momentan electrica nu mă ajută. Nu te ajută. Bun. Următor. Mulțumesc. Mai departe, domnul? Eu aș alege electrică totuși. Ei, uite mă, na. E, na mă, un om aici. Deci electrică, da? Da, mi-a plăcut mai mult cum a accelerat, nu știu, mai liniștit, așa. Ți-ar plăcea ție? Da. Ți-ar plăcea. Da. Mulțumesc. Da. Uite, domne, un om aici cinstit. Și, mai departe? Și tot electrică. Păi de ce? Cuplu mai mare. Aha, dar rămâi cu OPC-ul acasă. Am înțeles, așa da. Distracție, distracție, consum e consum. Ce vrei să fac? Bun, eu vă mulțumesc că ați venit, că v-ați făcut timp să faceți acest review alături de noi și să le spuneți oamenilor părerile voastre sincere și neplătite de noi. Așa? Și lasă că ți-i dau după aia. Așa, și ne vedem la următorul test drive interactiv. Share, like și subscribe, că am uitat. Mai să zic ceva? Să ne zică lumea ce mașină vreau. A, da, spuneți în comentarii ce mașină vreți să vedeți la acest test-ai. Ce-am zis? Test-ai interactiv. Test drive interactiv alături de mine și de Marius.